pe Dan Negru și o întrebăm pe Aura ce se mai întâmplă anul ăsta. Salutare! Bună, Florin! Bună, Diana! Atmosfera e foarte, foarte, foarte relaxată aici. Suntem pe ultima sută de metri, dăm startul Revelionului cu Dan Negru, Revelionul Starurilor 2019 și avem o super gașcă, puțin gălăgioasă, dar nu-i problemă că se antrenează pentru cea mai tare seară din an. Vă pup, ce faceți? Bună, Marian! Uite, bine, ne pregătim de petrecere. Ce să zic, mâncare, băutură, soare de petrecere și prieteni, cam asta e și toată lumea așteaptă numărătoarea inversă. Deci, să petrecem. Jorge, tu crezi că Dan Negru o să dea anul ăsta de băut, de mâncat, de dintre astea? La cât de chitros e ăsta, niciodată nu dă. Deci, vorba de el, never. Nu. Niciodată, dacă e să ne ceară, poate să ne ceară dacă e ceva, niciodată. Ai fost inspirat să aduci de la tine de acasă, tort, mâncare, bravo. Vino. Sorana, încă nu te-ai schimbat, ce facem? Cum facem? Nu, s-a schimbat foarte mult, îți spun eu. De când am venit, mi-au spus, băi, bă, dar ce ai slăbit, dar ai slăbit prea mult. Așa îmi place, știi cum e, așa e, pentru sufletul meu, miere. Încă nu m-am schimbat, urmează, dar o să fie surpriză, vedeți, de Revelionul cu Dan Negru. Se schimbă aici, da, cu noi. Da, am zis că o să-mi fie un pic cam cald în rochea mea, dar a spus Jorge că mă acoperă la faza asta, adică o să mă descopere cu o foarfecă. Problema, avem foarfecă, avem tot ce trebuie. Doamna, dragă, miru, sunt crucătaș, vorbesc ceva de Dan, dar Dan este un băiat extraordinar și să fie... Cu dumneavoastră, doamnă, cu dumneavoastră. Cu noi, deci, nu, sunt cârcotaș, pentru că o să iasă ceva așa ca la carte, cam fiecare an. Marie, de fapt, aici ne simțim extraordinar cu Dan. Vreau să spun ceva, el cu populara, normal ce că vrei? Se comportă frumos. Dar cu mine și cu Cornel, care îi suflăm în ceafă, s-ar putea să-i luăm vreo câteva emisiuni, e cam nasol, știi, de aici atentă, e. Numai puțin. Ce aveți de Revelion, trebuie să împaci lumea, ce aveți? Trebuie să fim mai buni, nu-i luăm una, îi luăm două emisiuni. Stați o secundă că fetele sunt îmbrăcate foarte frumos, sunt deja pregătite, ținute glamorous, așa, Daniela, cum ți-a ales? Mai pe ceea ce cântăm. Nicola arată foarte bine. Deci Nicola... Mulțumesc mult, vă pup! E Revelion cu Dan Negru, ne îmbrăcăm în negru. Vezi, dacă nu... Vă vorbește puțin că... N-am știut că avem nevoie în pijamale, că avem nevoie și în pijamale, că venim să mănânc. Fii atent să spun ceva. Cornel este răgușit că a fost cu capra înainte de Revelion. Jorge, tu ce ai de spus în apărarea ta? A ieșit în pijamale, vezi, și pe balcon ne-a fost...
În anii trecuți, de data asta n-am mai avut mască pentru mine și am zis, băi, vine o să te concurezi și tu cu fetele. Și am zis, da, de ce nu? Cine ți-ar plăcea să facă masca anul ăsta? Habar n-am. O să fie o surpriză, surprizele sunt plăcute în general. Nicol, cât te-ai pregătit pentru ca să arăți așa astăzi? Mai sincer, mereu stilista mea se gândește pentru mine, eu nu prea mă gândesc foarte tare. Deci, nu vă place sau cum? Așa. Hai că tu se gândește pentru tine, da. Stilista am zis. Și m-a ajutat de fiecare dată, a fost foarte bine și de data asta zic eu. Domnule Dragomiru, cine cântați astăzi seară? Sau, mă rog, la filmările de astăzi, în noaptea de Revelion? Păi deschidem așa după 12 noapte, am înțeles că pentru că este un cântec așa de voie bună și de viață, unde e mai bine decât la părinți acasă când e sărbătoare. Ne adunăm cu toții de la mic la mare. O să fie o surpriză. Ne cânt și seara. Care nu avem părinți, ne adunăm la Maria Dragomiroiu. Ah, păi stai puțin, dar se știe, nu de ziua lui bebe, nu ne adunăm. Ăștia fără părinți unde la Maria? Părinți sunt deschis chiar parc, că nu mai chemat niciodată. Nici eu nu mai am părinți, dar așa ca idee, deci acasă, fiecare unde ce înseamnă acasă pentru cel mai bine. Și vreau să vă rog să urăm pe rând câte un mesaj românilor acum de sărbători, că vin sărbătorile. La mulți ani cu sănătate, multe împliniri, 2019 să fie unul din cei mai fabuloși ani pentru fiecare. Cum a fost anul ăsta pentru dumneavoastră? A fost cel mai frumos an posibil, pentru că am avut o întâlnire minunată cu telespectatorii. Vorbesc de emisiunea Te Cunosc de Undeva și vreau să vă spun ceva. Dacă veți râde, veți avea o viață foarte frumoasă. Nu uitați să zâmbiți în fiecare zi. La mulți ani, vă iubesc și vă doresc toate cele bune. Așa este. Să râzi, să râzi, cum spune Sociu, să râzi ca să te simți mai bine și să aveți parte de iubire. Iubirea este cel mai important, cel mai minunat sentiment pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Să aveți parte tot anul de iubire și vă veți simți bine. La mulți ani! Cornel nu poate că e răgușit și eu știu ce are în cap. Estimați telespectatori, pe mine nu mă cunoașteți de undeva, mă cunoașteți de peste tot. Cum să-i spui lui Palade, te cunosc de undeva, vă dați seama. Păi lui Țociu, te cunosc de undeva. Un an bun să aveți și ca să copiii din clasici, să fiți deștepți. A, ce frumos! Simplu, să vă spun la mulți ani, să aveți un an absolut extraordinar, să se împlinească tot ce vă doriți, că așa intrăm cu un bucket list în fiecare an, trebuie să fac aia, să mă las de fumat, să fiu mai atent, să-mi sun părinții mai des, faceți toate aceste lucruri, dar să fiți fericiți. Și să ne iubim mai des. Ca să vă gândiți și la sufletul vostru, că e cel mai important, să-l băgați în seamă. Nicol, două vorbe rapid. Multă sănătate, că asta e cea mai importantă, restul le rezolvăm și în rest să fim mai buni cu noi, cu cei din jur, asta e cel mai important. Jorge și Marian, sunt convinsă că și voi aveți gânduri bune de transmis, dar o să le vedem la Revelionul cu Dan Negru pe 31, da? Vă pupăm, mulțumim! Diana, Florin, voi unde faceți Revelionul? Am înțeles că Ramona îl face în Mexic, nu? Ramona îl face în Mexic, eu sunt la muncă, ca de obicei, iertați în cacofonia. Și Diana, nu știm unde și nu știm cu cine, dar vom afla în 2019. Mulțumim frumos, Aura! Distracție!